uite cum se învârt lucrurile, pentru că tot este luna iunie, luna dedicată copiilor. Mergem pe același fir cu aceste discuții minunate în care ei sunt în centrul lor și vorbim despre atenție, vorbim despre afecțiune, pentru că da, este minunat să oferi atenție, căldură, afecțiune celui mic, dar s-ar putea ca la un moment dat să dăuneze. Și ce se întâmplă atunci? Ei, vorbim astăzi cu Eduard Foiu, psiholog, să aflăm ce e bine și ce nu e bine în ceea ce facem. Bun venit, Edi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Uite că stau așa și mă gândesc că orice părinte vrea să-și iubească copilul și să-l protejeze și să-i ofere acea atenție și acea validare, dar când este prea mult? Înainte să ne apucăm de subiectul ăsta, hai să facem așa un fel de apropiere de subiect pe baza istoriei, pentru că e bine să nu uităm niciodată. Asta ne este necesar să avem o viziune raportată la ce s-a întâmplat în trecut. Gândește-te că eu aș pleca de fapt de la expresia asta: când se întâlnesc sau când discută despre copil, despre ziua de naștere, să-ți trăiască. Da, expresie cu care eu nu sunt absolut deloc de acord. Eu niciodată nu fac urări de genul ăsta și ea vine dintr-o perioadă în care rata mortalității la nivel de nou-născuți era extrem de mare și a rămas împământenită expresia asta cam de pe vremurile alea. Plecând de acolo și până astăzi, până la întrebarea ta, e cale extrem de lungă și lucrurile s-au transformat foarte, foarte semnificativ. În sensul în care, mai ales în ultimii ani, există foarte multe păreri, există foarte multă materie pe zona de parenting, materie primă, să zicem așa, și suntem din ce în ce mai interesați să aplicăm aceste soluții, aceste programe de educație cât mai atent în baza sentimentelor față de proprii noștri copii. Aș pleca de la cele patru stiluri consacrate, că acum sunt și alte viziuni asupra stilurilor parentale, ele sunt splitate, dar în principiu sunt patru mari stiluri parentale și aici aș face referire la stilul autoritar, cu tot ceea ce cuprinde el, la stilul echilibrat, stilul indiferent și la stilul permisiv, da? Dacă observăm stilul permisiv și stilul autoritar, sunt oarecum la extreme. Da. E acest stil mai puțin implicat și are caracteristicile sale și stilul ăsta echilibrat, care oarecum e o medie aritmetică între cele două. Dacă e să discutăm despre nevoile de bază ale copilului, care evident trebuie satisfăcute, și aici am spus dintotdeauna că în special la copiii mici este nevoia de siguranță, nevoia de atenție și de afecțiune, este foarte important să vedem cum se raportează aceste stiluri parentale la aceste nevoi. Pentru că de cele mai multe ori dinamica este așa: când există un stil parental autoritar în casă, celălalt părinte se poziționează în cealaltă extremă ca să echilibreze oarecum balanța și lucrul ăsta nu se întâmplă conștient. Evident că ne-am dori ca ambii părinți să fie un stil parental echilibrat, numai că chestiunea asta se întâmplă destul de greu după foarte multă experiență și după foarte multă instruire, să zicem așa. Din perspectiva asta a stilurilor parentale diferite și repercursiunile asupra educației sunt de discutat. Și acum ajungem la întrebarea ta și spun așa. Nu există pericolul unor tulburări de personalitate atunci când oferim și oferim în exces, la fel de mult cum există pericolul unor tulburări de personalitate atunci când nu există această ofertă a părinților. Deci, dacă discutăm despre lucruri grave, cum ar fi narcisismul, pentru că tot ați adus voi în discuție ideea asta, e mai probabil în comorbiditate, ca să folosim un termen de actualitate, cu alți factori să genereze în adultul de mâine o tulburare de acest tip, care nu e doar narcisismul, poate să fie și histrionism, poate să fie și tulburare paranoidă, pot fi multe tulburări, dar e mai mult pe lipsă, e mai mult pe traumă, mai mult pe carență. În momentul în care oferim în plus și ajungem la acel copil alintat, acel copil care este supraevaluat pe zona de stimă de sine, da? Și pierde oarecum contactul cu realitatea. Lucrul ăsta va putea să-l constate în momentul în care intră în colectivitate.
și în momentul în care această supravalidare pe care o primește din familia de origine intră în conflict cu raportarea la ceilalți copii. O să atacăm o altă zonă, dacă vrei, este zona inteligenței, pentru că inteligența psihologic vorbind ajută copilul să rezolve problemele, da? Problemele în plan social, adică relațiile cu ceilalți, problemele practice ale lui din viața de zi cu zi, rămâne fără, uită cheia acasă, ce trebuie să facă, se pierde, nu știu, pierde avionul, autobuzul, tramvaiul, trebuie să știe să se descurce. Sunt copii care au această capacitate dezvoltată, antrenată, de a găsi soluții la problemele astea. Și viceversa, un astfel de tratament din partea părinților în care este supra încărcat de afecțiune, supra încărcat de atenție, îl pune în imposibilitatea de a-și găsi singur rezolvări de probleme. Pericolul mai mare ăsta e, dacă facem o comparație între ceea ce presupune oarecum o tulburare cu adevărat de personalitate și un atac la inteligența, inteligența emoțională, inteligența cognitivă a copilului, e mult mai evident în adultul de mâine, dar chiar în tânărul imediat trecut de vârsta majorată de 18 ani, e mult mai vizibil această dizarmonie, să zicem, comportamentală. Iar dintre cele patru stiluri, să le mai reamintim acum pentru telespectatori, cam care ar fi cel mai ok? Pentru că mă gândesc că stilul ăsta permisiv nu duce la o educație în care copilul este lăsat să facă absolut tot ce vrea, da, și mai mult să devină, nu știu, da, un... Și mai mult decât atât, este pus în stilul permisiv, copilul este pus așa pe un piedestal. Da. Copilul gravitează așa. Copilul decide, copilul spune cum e mai bine și în general părintele pleacă de la ideea asta că eu n-am avut, eu n-am putut, lasă-l să se bucure de, lasă să nu fie presat, să nu fie stresat de limite, de rigorile unei educații eficiente. Și atunci copilul din perspectiva aia, în afară de faptul că procesează niște informații și înțelege această supravalidare într-un mod eronat, va constata disfuncționalități în viața lui în momentul în care interacționează în afara familiei. Pentru că acolo oamenii nu mai aplică același tratament, acolo oamenii au anumite nevoi raportate la el și dacă el e obișnuit doar să primească pe un stil egoist, pe un stil individualist, atunci va constata acest conflict cu mediul extern și de acolo vor începe problemele. Da? Problemele pot degenera în depresie sau zona asta de tristețe în care nu înțelege de ce lumea are ceva cu el, până la depresie, în sensul în care nu se mai regăsește. Putem să vorbim despre o tulburare aici antisocială, da? În momentul în care nu înțeleg de ce lumea nu se comportă așa cum se comportau cei din familia de origine, pericolul este ăsta, da? În cel autoritar îl ținem din frâu? Îl ținem din frâu, știm noi mai bine ce e bun pentru copilul nostru, în general nu prea poate să ia niște decizii pentru că decizia finală mi-aparține, în general nu prea consult copilul atunci când decid anumite lucruri pentru el. Pleacă părinții care au un astfel de stil de la ideea că atunci când vei fi tu la casa ta, până atunci eu sunt părintele, Da. Stilul autoritar este oarecum la o extremă și de cele mai multe ori, dacă vrei, mama sau partea feminină încearcă să contrabalanceze și este aia permisivă, mult mai permisivă. Evident că stilul echilibrat este cel de preferat, pentru că știe să pună limite, știe să facă copilul să comunice, să-l înțeleagă, să pună întrebări și are din ambele, da, deci autoritar atunci când vorbim despre limite, când vorbim despre un program, când vorbim despre consecvență și permisiv atunci când îl întreb, îi dau voie să se manifeste, îi validez emoțiile, da, stilul autoritar de multe ori nu înțelege de ce plângi, de ce ești supărat, ai tot ce-ți trebuie, ce-ți lipsește. Stilul, să zicem, echilibrat, că despre el vorbim
așa, îi va valida emoția, îi va spune, bine, te înțeleg că ești furios, hai să discutăm să vedem ce e în regulă, și se va duce pe zona cognitivă să vină cu argumente ca să explice copilului ceea ce e de explicat. Și celălalt stil? Celălalt stil este acest stil distant, da? Non-implicat, în care lucrurile se întâmplă oarecum în virtutea inerției. Nu înțeleg foarte bine, sunt foarte mulți părinți, eu am întâlnit mai mulți bărbați care au o dificultate în a se adapta la rolul de tată. Unii dintre ei poate pleacă de la această preconcepție că mama e datoare să, și atunci el intervine doar atunci când sunt anumite situații mai grave. Poate, și am întâlnit un astfel de caz, efectiv când s-a trezit cu acel copil în brațe și copilul a început să crească, are un vid, nu are creativitate, nu știe cum să se comporte cu el. Exact. Nu știe cum să comunice, și stilul ăsta e oarecum... Știi că mai sunt unii care spun, lasă că eu aștept să crească ca să pot să mă joc cu el. Adică las așa undeva. Surpriza a făcut 18 ani. Da. A crescut prea repede și ai uitat să-ți faci datoria de părinte. Așa este. Bun, și din perspectiva asta, deci a stilurilor parentale, eu aș aborda acest efect, să zicem, în timp, da? Care, așa cum am spus, poate crea tot felul de comportamente dezadaptative pentru individul în cauză ajuns adult astăzi, mai puțin tulburări atunci când există surplus, când oferim foarte mult, afecțiunea și atenția de care discutam, pentru că siguranța, ca și nevoie de bază a copilului, este foarte importantă în prima etapă de viață, atunci când el nu procesează singur el. Mama e, nu e prezentă, dacă dispare din peisaj ce se întâmplă, unde s-a dus tatăl, e plecat într-o delegație o săptămână, dar a dispărut din peisaj. Atunci când se întâmplă lucrurile astea, creierașul își pune un mare semn de întrebare și răspunde de o manieră la care noi nu avem acces. După ce crește, nevoia asta de siguranță începe să se stompeze oarecum, pentru că el poate înțelege explicațiile logice, faptul că poate să anticipeze ce se întâmplă în viitor. Ok, tata a plecat într-o delegație sau are nu știu ce proiect și două săptămâni e plecat de acasă, după care vine. Sunt cu el în contact, îl întreb. Dacă în vii, mă asigur că e în viață, mă asigur că e bine. Asta la o vârstă de 12-14 ani. E, când ai 6 ani, degeaba îți explică tatăl prin nu știu ce program din ăsta, prin Skype, că o să vin, pentru că tu nu dai credit, tu ai acea procesualitate la care nimeni nu are acces și poți să-ți faci niște filmulețe acolo în imaginar destul de catastrofale pentru tine. Dar ce înseamnă acest cocoloșit pentru viitorii adulți? Pentru că vrem să-i ținem și să facem noi totul pentru ei și să le fie ușor și să să ne gândim la ce se poate întâmpla dacă X îi face nu știu ce, cum se rabă. Dar asta pentru că părinții au această dublă opțiune, da? Merg oarecum pe identificare cu modelul parental pe care l-au învățat și dacă există acolo disfuncționalități în familia de origine, merg pe contraidentificare, adică spun, ok, taică-miu nu a aplicat politica pumnului în gură, nu m-a lăsat să explic, mi-a spus el întotdeauna cum stau lucrurile, după care m-a îndepărtat și eu nu o să fac niciodată chestiunea asta cu copilul meu. Și atunci părintele ăsta se duce în extrema cealaltă, are el senzația. Dar de foarte multe ori se va regăsi și în poziția tatălui, chiar dacă nu i-a plăcut chestia asta, pentru că este un program învățat și el rulează în subconștient. Eu conștient mă duc pe contraidentificare, adică spun eu, nu o să fac, eu o să-mi ascult copilul, nu o să țip, nu o să fac, nu o să aplic același comportament. Dar de foarte multe ori subconștientul preia, pentru că există o rețetă unică pe care l-a văzut-o în copilărie. Îți mulțumesc tare mult, Edi, și te aștept cu mare drag și data viitoare.